a primit un diagnostic crunt și o perioadă de trăit un an. Dar în mod inexplicabil, inclusiv pentru medici, actrița Anca Sigartou s-a vindecat după 40 de zile de post. Nu i-a cerut lui Dumnezeu să o vindece. A postit ca să-i fie trecerea mai ușoară. Dar Dumnezeu a avut un plan cu ea. Să o facă un om obișnuit. Sigur că nu mi-e rușine, sigur că vreau să spun, sigur că mi-asum ca unii să mă scui pe alții să spună vai ce frumos, dar până la urmă e importantă experiența personală. Cine n-a greșit povestit, să ridice piatra, doamna Sigartou? Așa o fi. Așa, așa zic, o fi. Așa? Da. Nu? Da. Până la urmă, eu am povestit despre această întâmplare. În momentul în care am primit acest un diagnostic în care adevărul e că nici nu am știut prima oară despre acest diagnostic, știu că prietena mea foarte bună acum trăiește în Statele Unite, soțul ei era medic la Fundeni și ea știa că eu nu fac tratamentul și mi-a spus, Anca, nu e de glumit, trebuie să faci tratamentul pentru că conform scrisorii medicale e clar că lucrurile sunt foarte grave și uite, asta se întâmplă și așa am aflat eu. Nu am aflat direct de la medic, nu mi s-a spus direct. Și bine, după aceea am ajuns în spital, după aceea am făcut acel tratament și știu că în momentul în care am cerut să plec din spital, mi-a spus doctorul, Anca, nu poți să te las să pleci din spital pentru că te vei întoarce mult mai rău, este o tumoră care se dezvoltă și a crescut 8 cm în 3 săptămâni pe citostatice și asta nu e normal. Și ăsta a fost momentul în care am spus vreau să, cu toate astea vreau să mă duc acasă. Undeva am spus povestit lucrul ăsta, mi-e și rușine să mă repet, pentru că nu vreau să apar pe toate, în toate emisiunile, sunt pe toate publicuri posturile. Diferite, doamna Sigartou. Da. În momentul respectiv nu mi-a spus nimeni, am știut de acest post că începe pe 15 noiembrie, postul Crăciunului, pentru că bunica mea era născută pe 15 noiembrie și știam că... M-am gândit eu odată, zic, Doamne, ce rău e să fii născut așa în prima zi de post, mai ales că era o femeie simplă. Zic, nu poți să ciocnești acolo un pahar de vin pentru că începe postul. Așa am reținut că începe postul Crăciunului. Dar nu începe niciodată în acea zi? La Crăciun, cred. 15 noiembrie, întotdeauna 15 noiembrie. Că postul Paștelui postul e diferit. Paștelui este Scuze, diferit. Da. Și așa am știut eu că vreau să mă duc să țin post, nu am spus la absolut nimeni, nu a fost un post din acela mănânc doar la... N-a fost un regim alimentar, asta vreau să se știe. Am ținut și eu cum am putut, știu că nu se mânca lapte, carne, brânză și... Nu v-a ajuns niciun preot, pur și simplu așa ați vrut dumneavoastră. Da. Pur și simplu. Și n-a fost un post, iarăși am primit foarte multe mesaje. Dacă ții postul, dacă țin postul, mă fac bine. Asta este... N-a fost un deal cu Dumnezeu. Nu, n-a fost un deal. Eu știam că mor, nu mai am de trăit. Și atunci l-ați ținut? L-am ținut să mă împac cu... Nu să mă pregătesc mai mult, nu să mă împac, să mă pregătesc. Știam că nu mai am foarte mult și am vrut să mă pregătesc. Pentru că știam că sunt lucruri pe care, știți cum e, rău ăla, și pe care nu-l vrei și îl faci până la urmă. Cam asta a fost. Cât de mici erau copiii de atunci, doamna Sigartou? Erau doar doi dintre ei. Erau Sonia și Teo. Și Sonia avea 4 ani și Teodor 2 ani și ceva, 2 ani jumate aproape. Ce s-a întâmplat după ce a ținut postul? Pe 20 decembrie, când m-am dus la control, în momentul respectiv, doctorul a spus unde-i tumora. Nu m-am așteptat la lucrul ăsta și am spus, nu știu, unde-i tumora, ce ai făcut? Zic, eu vă spun ce am făcut, dar nu o să mă credeți. Am ținut post. Atât.
Știu că indicii respectivi erau mult, mult, mult mai mici, erau, 800, erau vreo 300, trebuiau să fie vreo 30, dar oricum nu mai exista o tumoră, ceea ce a fost într-adevăr o minune. Așa ați și perceput-o, nu? Da, adică... În sinea dumneavoastră. Înăuntru meu, da. Bine, înăuntru meu știam că dacă Dumnezeu vrea... Orice e posibil. Orice e posibil. Adică asta a fost lecția pe care eu am învățat-o în momentul în care am dat la teatru. Eram un copil modest de profesori, s-a dus pe 4 locuri la teatru și a intrat. Din prima. Cum se putea lucrul ăsta? Și tot așa mă gândesc. Țin minte când mă duceam așa, mergeam prin parcul de la eroilor. Mă duceam spre Elefterie, biserica aceea Elefterie. Nu mergeam la Elefterie. Mergeam așa, mergeam prin parc. Mă uitam și mă uitam la crucea aia și spuneam, Doamne, că poți să mă faci și pe mine actriță. Așa, eram prin clasa 12-a. Și uite că am devenit actriță. Vom lua o scurtă pauză de publicitate, ne întoarcem, rămâneți cu